radiografie, înainte de toate, înainte de a ne apuca de un tratament. Tocmai ca noi medicii să vedem exact nivelul la care este afectat acel dinte. După ce avem radiografia dentară, îi explicăm pacientului că trebuie acel dinte să se curețe. Da? Se face o anestezie, dintele se curăță până la un nivel destul de îndepărtat de camera pulpară și apoi începem să-l umplem cu anumite substanțe. Și anume, se demineralizează dintele, se pune un bonding și apoi se pune materialul de rășeau din care se construiește practic plomba dentară. Este foarte important ca plomba să semene foarte mult cu dintele care a fost înainte, pentru că în felul acesta pacientul va efectua masticația la același nivel, adică va mesteca, da, exact cum mesteca el înainte. Și este foarte important să nu se creeze un dezechilibru din punct de vedere morfologic. Această decizie se ia întotdeauna împreună cu pacientul, pentru că pacientul să nu se trezească când vine la recepție să plătească și să nu știe pentru ce dă acești bănuți. Noi explicăm de fiecare dată în cabinet pacientului ce tip de material folosim și de la ce preț pornește plomba respectivă. Și plomba respectivă pornește în funcție de cât de afectat este dinte. Dacă dintele este distrus mai puțin de jumătate, prețul este mai mic. Dacă dintele este distrus mai mult de jumătate, de exemplu, prețul crește în funcție de cât de mult material se aplică. Avem mai multe situații. Situația în care dintele este distrus mai puțin de jumătate și atunci clar se merge pe varianta de plombă. Și situația în care dintele este distrus un pic mai mult de jumătate sau chiar aproape de tot. Și atunci clar explicăm pacientului că situația cea mai corectă, da, din punct de vedere al unui tratament, este acoperirea cu o coroană și nu aplicarea unei plombe. Pentru că acea plombă cu siguranță nu va rezista și automat pacientul va ajunge în timp să plătească dublu, da, față de cât ar plăti în mod normal și pe o alegere corectă a unui tratament. Una din cauze este faptul că caria respectivă a fost foarte, foarte aproape de nerv și atunci noi trebuie să informăm din start pacientul că va rămâne cu o sensibilitate, este posibil să rămână cu o sensibilitate chiar și o lună de zile, de exemplu, după ce acea plombă este pusă și chiar dacă este pusă corect. Pacientul poate să simtă sensibilitate chiar și o lună de zile la stimul, la rece, la foarte fierbinte. Da, și atunci este normal. Sau încă o situație este faptul că acea plombă rămâne un punct înalt și automat pacientul simte această sensibilitate. Dar după ce acel punct este îndepărtat, sensibilitatea clar se reduce. Este recomandat ca plombele să se schimbe la o anumită perioadă de timp, pentru că, din păcate, smalțul din jurul plombei este posibil să se infiltreze. Adică, în timp se creează un spațiu, da, micronic între materialul de plombă și dinte. Pe acolo unde mestecăm sau bem alimente, de exemplu, acidulate sau avem o perioadă în care mâncăm mai mult zahăr, smalțul dentar cedează în unele zone și automat, chiar dacă nu se vede pe radiografie, pacientul la un moment dat poate să simtă o sensibilitate sau poate să fie un punct, da, pe unde să intre aceste alimente și de aceea plomba trebuie schimbată la familie.